După 25 de ani de administrație publică social-democrată, la Curdun se schimbă culoarea politică a primarului, urmarea votului cetățenilor și după o amânare a constituirii Consiliului Local de vineri 24 iunie, la Curdun a fost reluată procedura de constituire a Consiliului Local, fiind validați toți membrii acestuia. Consilierii au depus jurământul cu excepția ex-primarului Adrian Diaconu, care și-a depus demisia renunțând la postul de consilier local obținut prin voința cetățenilor. S-a validat Consiliul Local și inclusiv au depus toți consilierii jurământul, inclusiv eu personal am depus jurământul. Cine a fost ales viceprimar? Viceprimar a fost ales Tiron Ioan. Din ce formațiune politică? Din partea Partidului Național Liberal. Ce s-a întâmplat cu membrii PSD-ului? Câți au fost validați? Au fost validat 6 din 6, cu excepția domnului Diaconu, care și-a dat demisia. Fostul primar Adrian Diaconu explică motivele pentru care a înțeles să facă un pas în lateral, respectând voința electoratului și părăsind scena politică după 25 de ani de administrație publică locală. Astăzi n-am participat pentru că n-am depus demisia din funcția de consilier obținută, lăsându-te pe tine să meargă mai departe. Asta nu înseamnă că pe linie de partid n-o să-i sprijin în continuare. Probabil că o să dau demisia din președinte de organizație, dar vă rămâne simplu membru. Dar de ce pentru să vă dați demisia? Vă asumați în felul acesta? La o înfrângere trebuie să existe și un vinovat. Și de-aia trebuie să facem pasul înapoi. Poate asta a vrut să spună electoratul, probabil. Adrian Diaconu părăsește primăria Curdun apreciind că și-a făcut pe deplin datoria și că a lăsat în primărie proiecte în valoare de 8 milioane de euro. Este însă sceptic despre posibilitatea ca cei doi tineri aleși de comunitate în funcția de primar și viceprimar să facă față problemelor multiple ale unei administrații publice complexe ca cea de la Curdun. Sunt doi tineri fără experiență și din păcate lucrurile vor merge din punctul meu de vedere, nu pot să merge bine. Le-am lăsat aproape la cheie proiecte de 8 milioane de euro. 2 milioane jumătate de euro apă și canal la Pildești, 2 milioane jumătate de euro asfalt, 12 km de asfalt, 1 milion de euro 10 străzi asfaltate în Curdun și Mineș Pildești, 1 milion de euro 7,5 km de drumuri de extravilanț și 1 milion de euro canalizare la Curdun. N-au experiență pentru că vreau să vă spun că în cei 6 ani niciodată n-am fost întrebat domnul primar asta ce facem, unde să merg, unde să vă ajut, în ce probleme să vă ajut. Nu cunoaște niciun avizator în județul Neamț, dar nici la nivel de minister. N-a fost niciodată la un minister să vadă cum se depune proiectul, cum se discută acolo. Adrian Diaconu înțelege să-și dea demisia de onoare și din funcția de președinte al PSD Curdun, rămânând însă să sprijine tinerii pe care a promovat în funcții politice în comună. Nu mai plac din politică, eu o să fiu membru PSD în continuare și probabil voi fi președinte onoare la acest partid, la organizația din Curdun. Avem niște tineri pe care i-am promovat în acești 2-3 ani de zile și doi dintre ei deja sunt în Consiliul Local. E vorba de directoarea școlii din Pildești și de un om din Pildești. Generația, domnul secretar Spoială, probabil că își vă dați mai demisia în treaba următoare și vom lăsa pe cei tineri să preia frâile partidului, pentru că e normal. E o schimbare de generație, după 25 de ani de activitate, probabil că e nevoie și de forțe tinere. Comuna Curdun este una din localitățile în care PSD a pierdut mandatul de primar după 25 de ani de guvernare continuă. După o bătălie electorală aprigă în care PNL-ul și-a mobilizat electoratul prin rețelele de socializare, la Curdun a fost ales primarul tânăr liberal Adrian Ciobanu, fost viceprimar al localității.